Відкриті страни є снідята Республіка Молдова. Un таксист, адică cineva a fost chemat să-l ducă undeva. Sui în mașină, când vede că aici e ușigașul taică-lui său, îi spune, văd jos din mașină. S-a coborât și taxistul s-a dus în treaba lui. Aici e alt taxist și s-a dus după dânsul. Și s-a început acolo cearta între ei. Vedeți cum este interesant cearta între ei. Și a fost omul nevoit să apere. Dar taxistul s-a dus, asta ușigașul s-a dus după taxist. S-a cubărât, l-a luat și bine a făcut. Și eu tot așa avem să fac, Doamne ferește. Pățesc așa o vorudă și ușise și ușigașul să vin în taxi la mine, tot așa văd. Și scrie aici, vedeți și, și e interesant în ziar și scrie. Și scrie aici ea. Я не хотел стрелять убийцу своего отца, но эмоции взяли вверх. Cum să înțelegi jurnaliștii ăștia care au scris așa ceva? Ia lui. Știu, bă, vede că a făcut proiect, ăsta, proces verbal, și spune că el i-a nehotel ubit celălalt. Păi cum te înțeles? Pe de-o parte spune că i-a ușit pe tata lui, pe de altă parte spune băiatul ăsta, taxistul, că i-a nehotel ubit celălalt. Cum de înțeles? Și riscă 7 ani de pușcărie. Înseamnă că ucigașul a ușit pe tata taxistului și taxistul 7 ani de pușcărie, fiindcă el, băiatul s-a apărat, dar a luat alt taxi și s-a dus după dânsul. Domnul judecător, v-ați bătut joc de mine de 13 ani. Eu am crezut că numai de mine, dar vă bateți joc de toți. Taxistul a împușcat, el s-a apărat. Dar de ce Țuțu? La Orchei, m-a eu, Țuțu la Orchei. El e boxior. Eu karate, așa că vreau să mă ușit de vreo 3 săptămâni în urmă. Am să spun și despre asta. Domnul Brega, să margă acolo la fața locului. Dar de Țuțu, care ești eu karate, dar dumneata boxior. Și încă câți cu polițiști, o cărți de polițiști, la 2 haiduși în pădure, la Orhei acolo, a sușit omul. Deși l-a împușcat, doar dumneata ai putut fi fizic, stiu aper cu unul, cu atâta mai mult. Și procurorul de Orhei, fost procuror, și nici știu unde muia, Valeriu Smochină. Eu când m-am dus la el în cabinet, am văzut o giră și dintr-o un colt, puduri, și altă gira, altă pudă. Și eu i-am spus, domnule procuror, dacă dumneata ai pățit cu casa părintească cum eu, ai farma capul cu gira de nepot. Peste 2 săptămâni m-am dus iar la procuror și girile nu mai erau. Au trecut un timp și la urmă el s-a dus cu tot acolo procurorul, s-a dus cu toți și a ușit un om la pădure, 2 haiduși. La restaurant. Păi, ce justiție avem noi în Republica Moldova? Ce justiție? Nu deja vă spun, domnul Durbal, Adol, și Costănică Cheianu, Republica Moldova e condusă de criminali și de hoți. Nu mai am cuvinte. Și să mă gândesc, taxistul șade în pușcărie, pe tata lui l-a ușit și gașul și pe urmă s-a dus și pe fșor, adică pe taxist. Și-i face dreptate ușigașului. Nu știu. Nu pot eu să înțeleg. Cât Republica Moldova ați mai poate răbda, că alegerile vin.
24 februarie, probabil toți tu pușigașii și bandiți o să fie aleși. Dar când? Până când? Domnule Chirtoacă, iar vorbesc cu dumneata. Aici în hârtie e scris că figa să mai fie ales de familia mea, de 4 copii. Și tot bandiți, dar și cum ai făcut? Nu știu. Am trăit și-o vedea.